Am un invitat special și astăzi, dar până să vi-l prezint, vreau să vă spun așa. Chirurgia din ziua de astăzi seamănă tot mai mult cu proiecțiile science fiction. Medicii vorbesc despre spațiul virtual al cavității abdominale și privesc în monitoarele conectate la o serie de camere video minuscule introduse în corpul pacientului. Pe masă se găsesc câteva instrumente mânuite asemenea unui joystick. Chirurgia înseamnă mai mult de atât, așa că astăzi descoperim tainele acestei ramuri alături de tânărul chirurg Gheorghe Borcean, medic rezident în anul 5 în cadrul Spitalului Județean din Timișoara. Să mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru invitație și transmit salutări tuturor ascultătorilor. Radioul public asta face, promovează și tinerii medici care au ceva de spus, iar tu ai ceva de spus, ai dovedit deja acest lucru și cu siguranță ascultătorii noștri te vor descoperi așa pe parcurs. E o ramură foarte strictă, e o ramură foarte grea, e o ramură de care mulți fug și o să vin mai apoi și cu statisticile necesare. Aș vrea să știu ce te-a determinat pe tine să alegi acest domeniu. Da, este o ramură grea a medicinei și în România și în străinătate. În ultima perioadă, la examenele de rezidențiat și în anul acesta, au rămas foarte multe locuri libere, toate ramurile chirurgicale, deoarece lumea are așteptări tot mai mari de la aceste ramuri și datorită faptului că nu sunt controle regulate la medic și prevenția în România este foarte, foarte sumară, se așteaptă ca chirurgii oricărei ramuri, care vorbim de chirurgie generală, vorbim de chirurgie cardiovasculară, să facă minuni. Dacă prevenția nu există și se ajunge în stadii terminale, oamenii nu se pot salva tot timpul și din cauza asta apar și blamări asupra corpului medical și aici nu vorbesc numai de ramurile chirurgicale și în general. Ai mare dreptate, am și eu câteva date statistice referitor la ce ai spus tu, pentru că mi-am făcut temele pentru această zi. România se confruntă de câțiva ani cu un nou fenomen, tinerii medici nu mai sunt atrași de specializările expuse la mare risc de malpraxis, aici eu încadrăm clar chirurgia. La concursul de rezidențiat organizat toamna trecută de Ministerul Sănătății au rămas neocupate peste 600 de locuri. Cele mai multe în specializări deficitare, dar și grele, așa cum spuneam, chirurgie, medicină de urgență și terapie intensivă. Strict pe chirurgie au rămas 100 de locuri neocupate la nivel național, așa cum spuneai și tu, un număr foarte, foarte mare. Deci se caută chirurgi în continuare. Nu știu de ce tinerii nu-și mai doresc să se îndrepte și spre această ramură. Nu pot face chirurgie ca și specialitate dacă nu ai un devotament aparte pentru pacient și dacă nu îți dorești să-ți dedici majoritatea timpului tău, chiar și timpul liber pentru acest pacient. Nu poți să compari medicină, o chirurgie generală cu o altă specialitate care se bazează mai mult pe cabinet. Ai terminat cu pacientul, ai închis cabinetul, ai plecat acasă. Aici dacă operezi pe orice ramură chirurgicală operând, nu poți să închizi telefonul și să pleci din localitate și să spui că da, programul tău a fost până 1:30. Operațiile se prelungesc uneori până la 3, până la 4, până la 7 seara. Se întâmplă uneori să ai reintervenții, să fii solicitat de la domiciliu. Sunt accidente rutiere care presupun un ansamblu de să se facă o echipă chirurgicală și nu numai. Trebuie să fii în slujba pacienților mai mereu. Și de asta lumea fuge de aceste ramuri, pentru că nu se pretează prea mult nici la cabinet, doar dacă sunt operații în privat. În România, cultul asigurărilor private și adresabilitatea către mediul privat este destul de scăzută și atunci colegii mai tineri optează pentru alte ramuri care să fie mai ușoare. Exact. Și plătite cu aceiași bani. Și cu aceeași bani, dacă s-ar putea. Da. Da, așa e, ai mare dreptate. În plus, specialitățile chirurgicale înseamnă și o uzură foarte mare și un consum sub toate aspectele pentru cei care practică acest lucru și nu o spun eu, o spun experții în această ramură. Consumul nervos are repercusiuni asupra calității vieții pentru că omul nu este făcut să fie supus unui stres permanent, iar de cele mai multe ori se spune că viața chirurgilor uneori este scurtată de faptul că ei sunt mereu în priză, că
nu au sărbători, că nu au weekenduri libere, așa cum ai spus și tu, că sunt mereu acolo. Nu stau doar 8 ore în spital, e clar, se prelungește, să nu mai spunem numărul de gărzi. Am înțeles că ajungeți și la 9 gărzi, nu? 7-9 pe acolo? Da. Na. E o muncă asiduă. Se spune că ar trebui să ai și mâna, da, ușoară, să fii foarte fin, cu multă precizie. Ramurile de terapie intensivă, urgențe și chirurgie, studiile europene și cele americane au dovedit că în medie viața unui chirurg ateist sau celor din urgență este în medie cu 15 ani scurtată datorită stresului supus zilnic, a orelor nedormite, a nopților, a intervențiilor prelungite, a stresului. Un chirurg la o operație mare, și aici când vorbesc cu operație mare, vorbim de peste 5 ore, poate să slăbească în funcție de organismul lui între 1 kg și 4 kg. Dacă ai aceste intervenții de 2-3 ori pe săptămână, organismul se recuperează foarte greu și atunci automat o să apară la anumită vârstă diferite probleme de sănătate. În ciuda acestor lucruri, pentru că văd că le cunoști foarte bine, ți-ai ales această profesie nobilă de altfel. Aș vrea să știu dacă ai avut un mentor, dacă și experiența tatălui tău, pentru că, da, pentru cei care nu știu, poate mulți spun, da, ești băiatul lui tata, dar ai dovedit că tu poți pe propriile tale forțe, să intri foarte tare în ceea ce privește chirurgia și să dovedești că poți și aici n-avea cum să te ajute tatăl tău. Pentru cei care nu știu, tatăl tău este Gheorghe Borcean, acum în prezent vicepreședintele Colegiului Medicilor din România și în urmă cu câțiva ani, foarte mult timp a fost președintele acestui colegiu și l-a condus cu mare succes. E un reputat chirurg foarte respectat în județul nostru, dar și la nivel național. De când eram mic, mergeam la spital, îmi plăcea viața de spital, îmi plăcea să mă uit, să învăț lucruri noi. Ulterior am ales să dau la medicină. Nu știam dacă vreau să fac neapărat chirurgie. Nu, când ești admis la facultatea de medicină, pe parcursul celor 6 ani ai mai multe examene de dat, sunt jur de 140 de examene și sunt acolo foarte multe ramuri, atât chirurgicale cât și nechirurgicale. Este obligatoriu să parcurgi toată această facultate și să parcurgi toată materia și atunci te poți orienta să vezi ce crezi că ți s-ar potrivi ție ca și viitor medic să practici. Când se termină cei 6 ani, vine examenul de rezidențiat, unde în funcția notei îți poți alege ce dorești să faci pe mai departe. Am crezut că această meserie mi se potrivește datorită faptului că am această plăcere să-mi petrec foarte mult timp în spital și să alin suferința oamenilor și să pot să fac tot ce știu mai bine să plece sănătoși acasă. Acum, referitor la timp și la Sacrificiile pe care le facem. De luni până vineri sunt la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara, la secția de chirurgie 2, condusă de profesorul Duță, lucrând cu doctorul Brebu, care și el este din Caraș, de la Herculane, tatălui fiind medic de familie acolo. Iar de vineri după masă până duminică am un contract de voluntariat la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș, unde îmi petrec încă 10 ore pe zi din aceste, așa zise, 2 zile libere. Deci, practic, cu timpul liber nu prea stai bine, dar no, nici nu contează, pentru că faci ceea ce îți place și o faci pentru tine și pentru a ajuta oamenii, că asta e cel mai important. Fiecare chirurg are un caz pe care îl ține minte toată viața, mai ales dacă vorbim de primele cazuri, da? Ai un astfel de caz deja care ți-a rămas cumva antipărit în minte, pentru că vorbim de emoțiile, da? Primei operații, primei intervenții chirurgicale. Da, sunt multe cazuri pe care le ține minte. Cel mai drastic sau cel mai dur caz care m-a marcat și care a fost în anul întâi de rezidențiat, a fost unei colegi de-a noastre care era studentă la medicină și a fost descoperită cu un cancer de ovar, o formă foarte rară. Studiile arată că în Europa, într-un an de zile, sunt
10 astfel de cazuri, iar rata de supraviețuire de când se pune diagnosticul este între 3 și 6 luni. Acea pacientă, împreună cu profesorul Duță, am participat la o serie de 10 intervenții chirurgicale. A fost la tratament în Austria, a fost la tratament în Germania, revenea la noi și mai practicam încă o intervenție chirurgicală. De când s-a pus diagnosticul până colega noastră mai tânără a decedat, a durat undeva la 2 luni și jumătate. Sigur că aceste lucruri te marchează și te afectează emoțional, oricât ai vrea să te protejezi, ca să nu te distrugi, afectează și rămân niște cicatrici care nu o să se vindece niciodată. Și ca astea au fost încă multe alte cazuri, dar acesta a fost unul dintre primele mele contacte, care este în anul întâi, în primele săptămâni de muncă, pe care o să-l țin minte toată viața. Se spune că lucrurile astea te călesc în timp, te fac mai puternic, da? Mai dornic de a arăta că poți să învingi boala. Acum o să ajungem și la capitolul prevenție, pentru că e important ca și omul să vină la timp la medic. Pentru că noi, cei din mass media, tot tragem semnale de alarmă că mergeți la timp la medic, adresați-vă mai întâi medicului de familie, da? Apoi medicului specialist sub îndrumarea medicului de familie, care ar trebui să cunoască tot trecutul medical. Din nefericire, nu tot timpul se întâmplă asta și cred că ai observat deja și tu. Din păcate, observ cu mare tristețe că prevenția medicală, educația sanitară în România este foarte deficitară, deoarece această educație sanitară trebuie începută din liceu sau în preajma liceului, la facultate. Nu ar trebui să fie abandonate aceste aspecte. Ar trebui măcar o oră pe săptămână să fie un medic, orice specialitate avea el, să vină să prezinte elevilor, respectiv studenților, anumite aspecte care ar putea să tragă un semnal de alarmă asupra sănătății noastre. Observ la Spitalul Municipal din Caransebeș, unde în ambulatoriu sunt o grămadă de specialități. Vorbim aici de la pediatrie, psihiatrie, boli interne, cardiologie, diabet și așa mai departe. Nu se prezintă lumea, deși sper eu că cunosc și ar trebui să cunosc că se pot face internări de zi. Adică vii dimineața la ora 8 în policlinică, te adresezi unui medic. Nu știu, vezi că ai tensiune, vezi că simți o presiune în cap, vezi că îți vine să mănânci mai mult dulce, vezi că îți vine să bei mai multă apă. Te adresezi unui medic care îți face o internare de zi, te internează dimineața la ora 8, îți recoltează analize, indică dacă trebuie făcut o ecografie, computer tomograf, alte consulturi interdisciplinare, iar la ora 3 ai plecat acasă cu un rezultat și te îndrumă dacă trebuie să rămâi internat, trebuie să faci alte investigații, trebuie să te ocupi de sănătatea ta. Nu cred că lipsa vizitei la medicul de familie sau în ambulatorul unui spital, nu vorbesc aici doar de Caransebeș și de Reșița și de Timișoara, nu este bine să mergi în urgență când tu chiar nu mai poți și atunci aștepți ca medicii aceia să facă niște minuni. Da, de cele mai multe ori se întâmplă aceste minuni și pot să fii sănătatea ta să fie din nou pe undă normală. Dar nu tot timpul se întâmplă asta și atunci corpul medical din România este blamat și blamat și blamat la infinit, pentru că nu s-au putut rezolva anumite probleme de sănătate care au fost neglijate de cele mai multe ori cu lunile sau cu anii. Și este. Mare dreptate ai. Până la urmă, oamenii trebuie să înțeleagă că chirurgii nu sunt Dumnezeu. Dumnezeu se spune că lucrează prin oameni, lucrează prin chirurgi, dar trebuie să se ajute și ei. Dacă nu vin la timp la medic, nu poți să ai pretenția de la un chirurg, oricare ar fi el, gata, m-am venit, mă operez și trebuie să fiu ca înainte. Nu. Oamenii trebuie să fie conștienți de acest lucru și tot spunem
repetăm la infinit, nu știu cât înțeleg, cât de importantă este prevenția. Că se spune, în secolul 21, prevenția e baza. Ca să poți să fii sănătos, ca să poți să-ți întemezi o familie, trebuie neapărat să parcurgi acești pași. Aș vrea să știu dacă tu preferi, înainte de intervențiile chirurgicale, să-ți cunoști pacienții. Să mă discuți cu ei, să ai o anumită legătură, să spunem. Mulți spun că acea legătură care se creează în discuția dintre chirurg și pacient e ca o legătură afectivă care cumva îi dă putere atât chirurgului cât și pacientului. Este obligatoriu, adică dacă avem un pacient care ni se prezintă în ambulator sau în urgență cu, nu știu, vine acum în minte, hernie inghinală. Pe acel pacient trebuie să-l tratezi ca un întreg, adică el n-a venit la un măcelar care rezolvă problemă că el are hernie inghinală. Nu, tu trebuie să vezi dacă omul are tensiune, dacă are diabet, dacă are alte probleme de sănătate, dacă a avut alte operații, de ce ia anumite pastile, de când nu a mai fost la medic. Adică am întâlnit cazuri la oameni în vârstă, nu știu, 75 de ani, 80 de ani, mai ales femei, ca să spun așa, și întreb de când nu ați mai fost la un medic și ai surprinderea să spună că nu a mai fost la medic de când a născut. Aia înseamnă 20, că n-a mai fost 30 de ani, 40 de ani? 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani. Nu am, pe acel om nu l-a mai văzut niciun fel de medic și nu vorbesc aici de o specialitate anume, nici măcar medicul de familie, nu l-a văzut absolut deloc. Și atunci poți avea surprinderea că dintr-o dată omul se știe sănătos și nu ia nicio pastilă și când îi face anumite investigații, te trezești că îl găsești cu 5-6 boli. Am un exemplu foarte, foarte clar în ceea ce privește prevenția. Dacă ne știm cu, în termeni populari, o bilă leneșă sau avem pietre la fiere, tot în termeni populari, că așa vin oamenii la medic, și fac crize de fiere repetat, ei nu știu absolut deloc ce complicații se pot întâmpla, adică de la o operație care vii programat la medic, se face laparoscopic, vii astăzi și peste o zi sau peste două zile pleci acasă operat, fără tub, fără absolut nimic, fără dureri, se pot ajunge la cazuri în care să faci pancreatită acută. De la pancreatită acută se moare. Așa e. Se și moare. Da. Și atunci de la operație care ar trebui să fie banală, se poate ajunge să stai o săptămână în spital, două săptămâni, o lună, sau să pleci în alte circunstanțe din spital. Ai participat și la câteva intervenții chirurgicale importante pentru județul nostru, putea spune făcut în premieră, vorbim de hernie umbilicală și hernie inghinală la Spitalul Municipal din Caransebeș. Aș vrea să ne spui câteva detalii despre aceste intervenții, cum te-ai simțit după, pentru că ambele au avut succes, iar oamenii s-au refăcut. Aceste două intervenții chirurgicale au fost realizate în timpul pandemiei, când am fost detașat la Caransebeș. A fost realizat împreună cu colegul meu, și el detașat, care acum este chirurg la Orșova, Cristi Bâlceanu, sub supravegherea asistentului universitar dr. Cristi Tarța. Hernia inghinală a fost pentru prima oară realizată laparoscopic în județul nostru, despre asta este vorba, ca o și o noutate. Iar la pacienta ce a fost operată de hernie umbilicală, tot laparoscopic, în același timp operator a fost rezolvată și colecistectomia, am scos în termeni populari fierea laparoscopic. Deci a avut două intervenții chirurgicale în același timp operator. Ambele cazuri s-au externat la 3 zile post-operator. De atunci la Caransebeș am mai realizat câteva intervenții chirurgicale în premieră. Împreună cu doctorul Cherdivară Vasile am făcut o rezecție de colon pentru o tumoră biopsiată la Timișoara printr-o colonoscopie, s-a dovedit a fi un cancer. Am făcut anastomoză mecanică cu două steplere, ceea ce ajută pacientul să aibă o recuperare mai rapidă, o externare mai rapidă, riscurile suturii între cele două intestine sunt mai mici, datorită faptului că acel stepler trage 3 linii de capse față de o sutură obișnuită cu oață.
Săptămâna trecută am, spre sfârșitul săptămânii, nu știu exact, sâmbătă sau duminică, la o pacientă operată în urmă cu un an pentru o boală intestinală, ce a suferit un anus, am o rezecție foarte joasă direct, la 3 cm de orificiul anal extern. Teoretic se poate face și o sutură de mână, dar este foarte dificil acolo jos în pelvis să faci acea sutură, să faci acea refacere a intestinului, să desfințezi practic anusul contra naturii, datorită faptului că nu ai un loc și un spațiu propice, pentru că vizibilitatea este foarte redusă, și am folosit un stepler circular care ajută foarte, foarte mult la intervenție. Chiar astăzi am fost la spital, mâine doresc să externez pacienta cu mine acasă, toată lumea este foarte fericită. Mulțumesc conducerii Spitalului Municipal din Caransebeș pentru că a înțeles cât este de necesar să ai în stocul tău asemenea dispozitive care, da, într-adevăr costă, dar viața pacientului este mult îmbunătățită și totuși medicina nu este chiar un business absolut. Așa este. E foarte important pentru că vorbim deja din cauza situației financiare în care ne aflăm cu toții, acestei crize cu care ne confruntăm, de lipsa medicamentelor, de lipsa materialelor sanitare, și e important ca un spital, iată, în ziua de azi să aibă toate aceste lucruri, pentru că vorbim deja de realizări importante la nivel chirurgical, iar viețile oamenilor sunt salvate, iar lucrurile astea nu le poți cuantifica în bani. Da. Este cel mai important, rezultatele sunt cele care contează și care până la urmă dau încredere populației că uite, se poate și la noi. Adică nu trebuie să mergem până la Timișoara așa cum o facem de cele mai multe ori. Mergem acolo, că acolo sigur găsim profesioniști, condițiile sunt altfel, vom avea medicamente, materiale sanitare. Cred că ar putea să facem cumva să ne schimbăm percepția asta. Să ne tratăm și la noi în județ, nu la prima problemă să mergem la Timișoara. Am avut surpriza. Acum 2 săptămâni am fost de gardă la Timișoara, Spitalul Județean, și am fost gardă mică. Am fost chemat să văd un pacient în urgență și am văzut o foaie cu o pacientă din prejurul Caransebeșului care a venit la Timișoara cu apendicită acută. De curiozitate m-am uitat în foaia de prezentare de la OPU. Era văzută de un coleg de-al meu, doctorul Stoica, care face gărzi la Caransebeș, are și cabinet în Caransebeș, văzută, propusă intervenție chirurgicală laparoscopic, pacienta refuzând și venind la Timișoara. Spre surprinderea mea, pacienta era venită în Timișoara, ea nefiind o urgență chirurgicală de moment zero, acea apendicită acută față de ce era la acel moment în UPU, Spitalului Județean din Timișoara, unde erau accidente rutiere, unde erau oameni care pierdeau sânge și care trebuia făcut ceva imediat cu ei. Am avut surprinderea că durata ei de așteptare a fost de 4 ore. Lucru absolut normal pentru cazurile care erau în momentul de față la Spitalul Județean din Caransebeș. Dacă rămânea la Spitalul Municipal din Caransebeș, doctorul Stoica a făcut 6 ani de zile gărzi la Spitalul Județean din Timișoara, era la fel de bine operată ca la Spitalul Județean din Timișoara, iar timpul de așteptare plus drumul către Timișoara, deci a avut undeva la 5 ore și ceva doar așteptare, plus cât a durat până a operat-o, ea, dacă rămânea la Caransebeș și era operată, era în salon și deja putea să meargă singură pe picioarele ei la baie să-și facă toaleta. Sunt chestii care uneori te frapează, așa că oamenii nu cunosc anumite situații și aleargă așa pe drumuri de colo-colo fără un rost anume. Da, pentru că, din păcate, în anii anteriori au fost mediatizate mai mult cazurile care nu au avut succes și atunci oamenii trăiesc încă cu senzația aceea că nu mergem acolo sau acolo, că nu avem încredere în sistem. Mergem la Timișoara sau într-un spital universitar unde au impresia că li se acordă mai multă atenție. De asta zic că ar trebui mai mult, acum din partea asta baricadei, ca cei care mă conduc biroul de presă al spitalului, da? Să mediatizeze mai mult și cazurile bune,
cred că ar crește credibilitatea, în primul rând, în spital. În orice spital vorbind din România. Adică, hai să... Văd că la care am sepeș am început să se întâmple lucrurile astea. Deci când am avut intervenții chirurgicale importante, s-au mediatizat pe Facebook cu poze, cu filmări și așa mai departe, cred că ar trebui să devină cumva obișnuiți, pentru că doar așa putem crește și calitatea și încrederea, să reconstruim cumva încrederea oamenilor, că e foarte greu să schimbi percepția ca pacient. Pentru că îți rămâne pe retină, îți rămâne cazul acela care poate n-a avut succes. Și asta pentru că noi din afară judecăm foarte mult și nu știm exact. Poate că a ajuns prea târziu, așa cum spuneam, s-au complicat treburile, vârsta, da? Alte boli cronice pe care le-a avut, comorbidități și așa mai departe. Deci sunt un cumul de factori, nu poți să dai vina doar pe chirurg. Gata, spui malpraxis și ai încheiat cazul. Nu. De asta zic că ar trebui o mai mare mediatizare, o mai mare deschidere din partea echipei medicale. Știu că nu stați bine cu timpul, dar acolo lucrurile alea, cât de mici, să le spuneți în două, trei cuvinte ca să se știe. Am văzut că lucrurile la care începe se mișcă pe zi ce trece tot mai bine. Așa e. Mediatizarea, într-adevăr, lipsește un pic, dar sper că cu timpul și această problemă să fie rezolvată. Lucrurile sunt foarte bune la spitalul din Caransebeș. Secția de chirurgie este renovată, se renovează și compartimentul de chirurgie plastică, s-a renovat secția de pediatrie, nou născuți, după standarde europene. Adică suntem cu aceste secții și nu numai secția de radiologie și imagistică. Acum se mai o săptămână, două, se va pune în funcție noul RMN, care va fi cel mai performant din vestul țării și medical pregătit, venit din centrele universitare de mare nivel. Deci nu trebuie să fugim că doar că e la Caransebeș. Nu, oamenii au venit de la Timișoara. Toți am venit de la Timișoara sau de la București, sau toți am venit din centrele universitare. Nu se întâmplă în alte spitale ceva mai mult pe anumite specialități. Da, sunt specialități care nu le avem în Caransebeș, de exemplu gastroenterologie, urologie, apar niște complicații, sunt centre universitare mari, vorbim aici de Timișoara, anumite specialități, Cluj, București, și dacă este nevoie, pacientul se transferă acolo pentru cazurile grave, dar acele cazuri sunt rare, adică nu toate, majoritatea cazurilor se pot trata, Caransebeș și Reșița, spitale mari. Vorbim de Oravița, unde au renovat secția de chirurgie, sălile de operație. Acum am citit pe presă că au un proiect de extindere radiologie. Adică chiar în județul nostru, sănătatea, din punct de vedere al infrastructurii, stă bine față de alte județe din țară, pe unde am mai fost. Sigur că da. Aș vrea să ne vorbești puțin și despre activitatea pe care tu o derulezi la Spitalul Județean din Timișoara, în secția de chirurgie. Să ne vorbești puțin și despre robotul Da Vinci, atunci când medicul stă în fața unei console și manevrează brațele acelui robot. Da, la Spitalul Județean din Timișoara, clinica chirurgie 2, cum v-am spus, condusă de profesorul Duță, avem în dotarea clinicii robotul Da Vinci. De acum 5 sau 6 ani a fost achiziționat printr-un proiect european. Anul trecut a fost accesat un proiect european pentru 200 de intervenții chirurgicale robotice, vizând doar operații oncologice de mare dificultate. Competențele pentru robot sunt doar 4 chirurgi din județean au competențe să lucreze cu robotul. Aici vorbim de profesorul Duță, asistent universitar Cristi Tarța, conferențiar Amadeus, asistent universitar Brebu. Restul chirurgilor nu au această acreditare, pentru că trebuie să mergi, cel mai facil este la Strasbourg, un curs de 3 luni de zile ca să ai această acreditare, să poți opera cu robotul. Dar ceva îmi spune că vei bifa și acest lucru în viitorul apropiat. În viitorul apropiat, mai repede de 3-4 ani, nu cred, pentru că mai am 2 ani de rezidențiat. În timpul rezidențiatului nu poți să obții această acreditare, iar după aceea trebuie să faci niște cursuri în țară, preliminarii, pentru acea acreditare. Deci lucrurile o să mai dureze un pic.
Dacă mergi să faci acea acreditare, trebuie să te gândești că ai un loc de muncă care îți facilitează operațiile cu roboturi. Că dacă sigur. Ai o acreditare și nu ai pe ce să lucrezi, ai o hârtie care nu-ți ajută la nimic. Atât, exact. În momentul de față, nimeni nu te contează sau să-ți achiziționeze un pachet de instrumente care sunt de unică folosință pentru o intervenție chirurgicală robotică care costă în jur de, depinde ce intervenție chirurgicală faci, între 5.000 și 7.000 de euro. Acum, un spital de stat nu își permite să facă decât în cazuri extraordinare, adică n-ar putea să fie o operație curentă, să operezi cu robotul toată ziua, cum se întâmplă în țările din vestul, din vestul Uniunii Europene. Dar mai, se mai accesează câte un proiect, se mai face câte o donație, deci lucrurile funcționează. Tot în clinica a doua, anul ăsta se va mai semna un proiect european transfrontalier cu sârbii pentru tratamentul cancerilor prin minim invaziv, și aici vorbim de laparoscopie și intervenție chirurgicală, un proiect care se întinde în jur de 2 milioane de euro. Da, sunt proiecte interesante și cu siguranță medicina va evolua în vestul țării, că asta ne dorim cu toții. Să mergem mai spre vest, să aparține, că toți poate spune noi că suntem în vestul țării, în vestul Europei, să ne identificăm cumva cu cei din afara țării care deja fac lucrurile astea zi de zi pentru sănătatea oamenilor. Aș vrea să știu dacă vei primi o ofertă să pleci în străinătate. De obicei, chirurgii buni, la un moment dat, primesc tot felul de oferte și tentația e mare, pentru că, să fim sinceri, una e să fii chirurg la spitalul din Canasebe și alta e să mergi în Germania, în Franța sau în Elveția, în Anglia. Întrebarea este foarte interesantă, răspunsul este foarte simplu. Am colegi de facultate care sunt medici chirurgi sau ortopezi, medici rezidenți în Germania sau în Elveția. Salariul lor cu gărzi pe o lună de zile este între 7.000 de euro și 9.000 de euro. Adică câștigă undeva la 4-5 ori mai mult decât câștig eu în țară. Dacă toată lumea ar pleca din țară, ofertele sunt infinite. Adică poți să pleci oriunde în Europa, în America, în Canada, peste tot se caută medici. Și cu atât mai mult chirurgi. Cine mai rămâne aici în Banat? Nu doar în Banat, și aici vorbesc în vestul țării. Adică plecăm toți și oamenii ăștia, ce se întâmplă cu ei? Nu, este bine așa cum este, salariul este, să zic, suficient pentru o viață decentă și nu am niciun fel de gând de a pleca din țară. Vestul țării, țară, cum vreți dumneavoastră să o numiți. Ne bucurăm să auzim asta. Așteptam un astfel de răspuns, pentru că eu am mai vorbit și cu foarte mulți tineri în cadrul acestei emisiuni care ne spuneau că da, dacă ar primi o ofertă, poate că nu ar sta pe gânduri, pentru că e tentant și pentru carieră și din punct de vedere financiar. Adică vorbim deja de sume mari, așa cum ai spus și tu. Da, ofertele la fiecare congres unde am fost, cei care fac oferte se interesează de anumiți medici și de performanțele pe care ei le fac. Absolvind liceul în limba germană în Caransebeș, am avut în fiecare an în jur de 6-7 oferte de a pleca în Germania, chiar adică să plec cu rezidențiatul făcut până aici, având atestat de limbă germană, eram încadrat direct acolo, primul salar fără gărzi era de 5.000 de euro în mână, net. Toate acelea le-am primit pe mail, le-am citit odată și cu aia le-am arhivat. Da, până la urmă, tu ca medic acum la început de drum, deja ai o anumită experiență deja după aceste intervenții chirurgicale complexe, cred că ești mândru că până la urmă ăsta e cuvântul, da? Că uite, domnule, aud de mine, văd ceea ce fac, da? Vorbești foarte bine, mă refer la acești termeni, îți vine foarte ușor totul, ca o mănușă. Nu e nimic greu, nimic ieșit din comun, adică eu te văd pe tine, deși acum de-acum mă spun că trăiești prin asta.
Adică asta e viața ta, așa te vezi și peste 20, 30, 40 de ani făcând același lucru și mă bucur că ales să faci acest lucru în vestul țării și de ce nu în Caransebeș, poate ar fi ideal, pentru că avem tineri buni care pleacă în centrele universitare și doresc mai departe să ajungă sau să rămână în centrele universitare și nu prea să mai întorc acasă. Ați întrebat la începutul emisiunii despre lucruri care m-au rămas în minte de-a lungul rezidențiatului sau care m-au marcat. Anul trecut, Spitalul Județean din Timișoara a început să pună tot mai mult accent pe prelevare de organe, echipa DA pentru viață, în Timișoara să se poată preleva, transportate de urgență în centrele universitare unde se organele pe termen popular se repun la pacienții de care au nevoie. Am fost cooptat într-o noapte într-o echipă de transplant la un pacient tânăr. A fost echipa chirurgicală urologică de la Cluj care a prelevat ambii rinichi, echipă de la Spitalul Fundeni care a prelevat ficat, o echipă din Italia care a prelevat plămâni și o echipă oftalmologică de la București care au prelevat ochii. A fost o operație impresionantă de 11 ore. Astea sunt lucrurile care mă marchează și pot să mă mândresc că am făcut parte la o astfel de intervenție. Am un vis și nu vi-l ascund că dacă va fi vreodată în Caransebeș un pacient care va fi moarte clinică și familia își va da acordul pentru o astfel de intervenție, să putem realiza la Caransebeș cu ajutorul, bineînțeles, echipelor din centrele universitare care asta fac toată ziua, să realizăm această intervenție impresionantă care ar fi unică într-un spital municipal de urgență din țară și poate și din partea asta de Europa. Am un vis cu acest aspect care probabil că se va realiza cândva. Noi îți dorim mult succes la finalul conversației noastre pentru că timpul a trecut foarte repede. Aș vrea să le transmis tinerilor care ne ascultă un mesaj, poate care își doresc să intre la medicină sau poate care încă nu și-au ales domeniul de activitate, încă se gândesc ce să leagă dacă să facă chirurgie generală. Aș vrea să le transmiți un mesaj. Tuturor celor care vor să dea la medicină, să acceadă în această clasă socială, le transmit că atunci când fac această, când au acest gând și vor să-l pună în practică, trebuie să se gândească că timpul liber se diminuă foarte mult. Dacă nu au empatie față de un om bolnav sau dacă nu poate să vadă un om suferind și să dorească să-i aline suferința, să-i creeze așteptări morale că totul va fi bine, că vom face să fie bine și să nu mai fie prăbușit emoțional, să nu vină pe acest drum, pentru că o să-și piardă niște ani din viață, vor face o facultate, vor realiza că nu este menirea lor pe acest drum. Asistenților medicali care fac școala sanitară, vă spun asta din prisma faptului că predau la școala post-liceală din Caransebeș, dacă vin la școala aia ca la o școală de șofer sau ca la orice altă școală pe care o face un om în viața de, într-o viață, și se gândesc că se angajează undeva, nu contează că la stat, că la privat, doar ca să iau un salariu și să facă un lucru de mântuială, le spun că n-are rost să meargă la acea școală, pentru că în fiecare zi când vor veni la lucru, se vor trage mâinile de păr, se gândesc încă o zi, încă o viață de calvar. Nu, dacă privești așa lucrurile, du-te spre alte meserii. Sunt o grămadă de meserii care pot să fie realizate cu succes și să lase loc celor care într-adevăr doresc să urmeze această meserie. Noi îți mulțumim, îți dorim mult succes în continuare. Suntem ferm convinși că mai vrei să mai spui ceva, sigur, te rog. Vreau să mulțumesc doctorului Brebu cu care lucrez zi de zi la Spitalul Județean din Timișoara pentru tot ce am învățat de la el și îl aștept cu drag la Caransebeș să facem o invitație din partea spitalului să facem câteva alte intervenții chirurgicale în premieră care ar fi necesare zonei, mai ales că este din Banat și îl așteptăm cu drag la noi.
Ne bucurăm să te avem aici și să rămâi la fel. Să rămâi la fel de modest și un adevărat profesionist în acest sens al cuvântului, aici, la noi, în Banat. Să nu pleci, să nu te răzgândești. Să rămâi pentru, iată, copiii, mamele care vin la tine și părinții, bunicii noștri, cu toții au nevoie, până la urmă, de aceste intervenții chirurgicale la un moment dat în viață. Eu îți mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru emisiune. Vă mulțumesc pentru emisiune. Vă mulțumesc pentru emisiune.